Accident neobișnuit în capitală. Un autobuz a căzut în Tâmbovița la podul Eroilor după ce a fost lovit de un autoturism care ar fi trecut pe roșu. Înăuntru era un singur pasager, o femeie care a fost rănită ușor. Autobuzul a fost ridicat din apă cu ajutorul unei macarale în aplauzele trecătorilor care au urmărit operațiunea. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care mașina vine în viteză pe splaiul Independenței. În intersecția cu strada Știrbei-Vodă, lovește puternic autobuzul Societății de Transport București. Martorii și reprezentanții STB susțin că șoferul grăbit ar fi trecut pe roșu. Autovehiculul a lovit chiar în roata autobuzului și practic i-a bracat roata spre dreapta, acesta ajungând acolo unde l-am văzut. Singurul pasager aflat în autobuz, o femeie, a spart geamul și a reușit să iasă. La fel a procedat și șoferul. Femeia a mers la spital pentru investigații, dar nu a avut nevoie de spitalizare. Și în mașina implicată în accident se afla o pasageră, care a fost rănită ușor. Inițial, cei de la STB au vrut să tracteze autobuzul. Aduceți-mă și o rubelniță după aia, să scoatem cuiul de remorcare de acolo. Apoi s-au răzgândit și au adus o macara. Echipa de intervenție a solicitat Apelor Române să oprească pentru câteva ore cursul râului Dâmbovița, așa că nivelul apei a scăzut, iar scafandrii au putut interveni mai ușor. Momentul în care macaraua reușește să ridice autobuzul din Dâmbovița și să-l pună în siguranță pe pod a fost întâmpinat cu aplauze de cei care urmăreau operațiunea de pe margine. După ce a fost ridicat din râu și pus pe pod de macaraua, care poate ridica chiar și 300 de tone, autobuzul de 12 tone este tractat de către un utilaj STB pe roțile sale și transportat la depozitul din Floreasca. Deci noi considerăm că autobuzul are avarii minore și poate fi repus foarte repede în circulație. Deci sistemele chiar sunt funcționale. Autobuzul era asigurat. Cu această ocazie, Primăria Capitalei se gândește să cumpere o macara pe care să o folosească în situații de urgență. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.